Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, inițiator primarul comunei, Chimeci Prian. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2016, inițiator domnul primar. Proiect de hotărâre privind aprobarea contravaloare transport personal didactic și auxiliar aferent lunilor septembrie și noiembrie, în valoare de 4.900 de lei. La numărul 4, proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017, inițiator primarul comunei. La numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea organigramă și stare de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului, comunei Helegiu, și structurile subordonate Consiliului Local Helegiu, inițiator primarul comunei. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității planului urbanistic general al comunei Helegiu, inițiator primarul comunei Helegiu, și proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al comunei Helegiu a terenului aferent primăriei comunei Helegiu. Așa. Și proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Helegiu în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, să voteze modificarea și completarea Comisiei de Evaluare pentru derularea și finalizarea procedurilor de licitație organizate în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instituțiilor, a instalațiilor de deșeuri municipale în județul Bacău. Inițiator primarul comunei Helegiu. Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană pentru personalul biroului de poliție locală din cadrul comunei Helegiu, inițiator primarul comunei, și probleme curente care se supun dezbaterii Consiliului, cer întrebări diverse. Se va suplimenta ordinea de zi cu proiectul de hotărâre aprobarea actului adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Adică ne-a făcut o solicitare în data de 19, când deja erau. E urgentă problema, nu așteaptă până în luna ianuarie. Iar următorul punct pe ordinea de zi se va aproba procesul verbal al ședinței din 24-11-2016. 24-12. Cine este pe? Primul proiect pe ordinea de zi, deci a fost îndeplinit prin alegerea președintului de ședință. Al doilea este rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli. Domnul primar vă va face. Da. După cum știți, am primit acum niște bănuți la sfârșit de an, adică bineveniți. Am primit 38.000 de la finanțe, prin defacări TVA, și 170.000 de la Consiliul Județean. Bănuți care, o bună parte dintre ei, vor merge în excedentul bugetar, pentru că trebuie să completăm ceea ce am cheltuit anul ăsta. Bucățele mici vor merge către prestanțe la facturi. Dacă l-ați studiat și veți întreba, puteți să-mi spuneți. La bucățele mari, acolo. Așa, spuneți. Drumul din Luluța Șesului și... Da, deci drumul din Luluța Șesului a fost prins anul trecut, reclamă, sau primăvară, nu mai știu când. Banii trebuie luat din ECD pe 2016. Noi încă n-am luat, pentru că n-am făcut plată către firmă, pentru că nici nu a terminat lucrarea, mai are terminat câteva accese în curți. Și ca să nu luăm din excedentul pe 2016, luăm din bănuții care am primit acum, să nu facem de două ori aceeași treabă. Să-i ducem către excedent și apoi să facem vederile pentru ei lor. Despre asta e vorba. Domnul primar, dar problema este următor. Niciodată nu ați spus un raport legat de investiții, adică felul care e deplorat proiectul, a doua, procedura de plată, recepția lucrărilor și întotdeauna noi am fost doar așa. Ne-a solicitat. Mai solicitat-o și la proiectul de la DN156, de Gugești, 159. Și tot la fel ne-a zătat prin diferență, adică pur și simplu ne-a transformat doar în tonumate de dedicat, mâna aprobat și cam atât.
Lucrul ăsta ne revoltă, sincer, vă spun de data asta. Și e un motiv destul de serios, bă, nu e o gravă, nu e o problemă dură, dar e un semnal de alarmă și vrem să cooperăm. Și vă spun de ce spun tot lucrul ăsta. Pentru că am avut o problemă deosebit de urâtă și destul de grav care s-a sfârșit cu decesul unei persoane. În urma unor investiții făcute pe un drum, noi nu știm cât a costat, nu ne-ați solicitat nici măcar să mergem, să fim prezenți, de cum s-a făcut lucrarea. Ba, mă accidem din bou, din pădure, în urma lucrării făcute cu bulduzer și făcute destul de aiurea și nu cred că ar fi fost competent domnul de la, cum o cheamă, Mocanu, persoana care să supravegheze lucrarea și cred că de altfel și recepția. Cine a făcut recepția la lucrare? Nu e unicul făcut în recepția lucrării. Eu vă spun că a fost imposibil de parcurs. Să termin ideea și vă rog toată. Deci, discuția vreau să fie constructivă, nu știu cum contractorii, da? A fost imposibil de parcurs cu salvarea. Probabil că s-ar fi salvat, nu știu dacă s-ar fi salvat sau nu, viața lui. Eu am pus la dispoziție mașina, mi-am luat pe tot ce a fost în dotare în salvare și personalul, i-am dus acolo. Ce a stat omenește, au făcut și oamenii din pădurii tot. A făcut să cheltuie niște bani la care noi, consilierii, ar fi așa, cred că ar fi normal. Să fim, cum, să colaborăm cu dumneavoastră, dar cu domnul viceprimar și de altfel, cum, să, domne, facem o lucrare, nu zic că a fost poate parțial bine făcut, parțial greu, adică făcut... Haideți să vă răspund că, uite, apoi, vis-a-vis de drumul către Gidul Trimeste Căliș, n-am ajuns în Bouă. A fost o plângere din partea a 30 de persoane, dacă nu mă știu. Am fost o adăște. Nu, nu, nu-i nevoie. Nu să vă prezentăm. Nu vă prezint. Da, corect. Dar dacă am făcut un lucru, să-l facem bine. Nici măcar nu-i făcută plată cu care respectivă. Noi avem un contract de întreținere a drumului comunal cu o firmă, Aquasal, de la care am închiriat un utilaj pentru două zile, pentru a ajunge în punctul Mestecăliș, pentru că erau solicitări nu doar din partea oamenilor din zona respectivă, din capătul Zăbunie, și din partea părintelui Bodea, care are pădure acolo. E un drum forestier, foarte greu accesibil. Eu mi-am gândit că l-am făcut acum 4 sau 5 ani, ultima dată, la fel tot în bulldozer, la care s-a ajuns destul de greu și atunci. Și astăzi drumul este foarte nevoios. Ei acolo merg doar cu căruțele. Noi am băgat un bulldozer, nu am avut intenția să-l asfaltăm, să-l pietruim, din aveam cum. Am doar să acoperim șanțul pe mijloc, care era foarte adânc. Vreau să știți foarte bine că nu m-a inundat și la ploilor din anul ăsta. S-a aducit foarte mult șanțul pe panta aceea către peste Căliș. N-am intrat în Boura astfel deloc, ultimul s-a întors înapoi din punctul undeva la limita dintre cele două parcele, Boura și peste Căliș. Vis-a-vis de domnul Mărfanu, e omul angajatul primăriei. Vă spun în mod despre, că dacă ne solicitați, indiferent că sunt consilier la partidul noastră sau la alt partid, având în vedere doar consilierii pe stat, eu cred că, indiferent care ar fi ăla, își poate permite să rupă o oră din programul lui zilnic sau două, când e nevoie, da? Și poate face să fie prezent, să asiste la lucrare, doar cu interesul de a se executa așa cum trebuie, că de altfel plătim și noi venim aici și suntem de acord să plătim. Știți foarte bine că... Eu n-am zis că a fost o rea intenție, ba din contră, apreciem lucrul ăsta, dar vă spun un lucru, când plătim o lucrare, cred că sunteți la sentimentul meu, să plătim pentru calitate bună. Nu știu dacă, oricum, e executată, faptul o să o primiți, ba nu să-i dați. V-am spus cum e. Poate mai bine, dar n-a fost plătită, e motiv că nu-i făcut așa, atâta timp cât omul ăla. Deci nu poți să faci mult de atâta. Și nu ați știți bine lucrul ăsta. Asta e un motiv acum că ați făcut să-ți bine cele lucruri, ce lucruri. Dar n-are cum să faci bine de atât. Deci dacă vii cu 5 de vă spun sincer că a fost o bătaie de joc pe o porțiune. Specific, pe o porțiune. Atâta timp cât tu treci cu bulduzerul și lasă un izvor în mijlocul drumului, înseamnă, dar să putea împinge cu 2 metri mai stânga, mai dreapta. Putea cu bulduzerul, pentru că din ce bulduzerul are uite și mili, cred că era nevoie după de un bulduz inovator care să fie un șanț de spurgere. Nu vă contrazic. Să nu plecăm de la premisa faptul că el interesează domnul să-i treacă ora și să ia banii. Și dacă domnul Mocanu, și eu zic, domnul, eu am văzut acolo și-am trecut. Acolo au fost două zile. O zi a fost marșul până în punctul respectiv la ieșire din sat. A fost către noaptea lăsat la stâna lui Vârlan. Și a făcut o singură zi, drumul dus întors. Am și urmărit să nu stea foarte mult acolo, pentru că știu că... Nu știu. Ca și exemplu argumentativ, deci următorul fapt. Pe o dată, cândva, deci tot cu bulduzer se intervenea, mergeau camioanele în zona Bourului, eu parcă destul de mare. Erau atât timp. Dar erau
Deci, acum, pentru că dacă se insista un pic mai mult, putea făcut, fi făcut ceva mai bine. Și se poate și acum, nicio problemă. Ideea e în felul următor. Deci, concluzia, nu mai dramatizăm și... concluzia așa, dacă facem un lucru, e bine să-l facem destul de bine sau... și să și consultăm consilierii, măcar consilierii, nu dacă... Cine a fost? Doar... Cum să vă consult unui din care... Nu convocați și cu mare plăcere, eu vă spun că... Trebuie să știți lucrul ăsta, că văd că vin din partea omului din zona respectivă pe Vale, așa, inclusiv cu domnul Vărlan Constantin, care e tatăl domnului consilier Vărlan, care știa că... Ai solicitare, da? Solicitare, da. Da. Dar execuția în sine și recepția ulterioară, cine a făcut? Întreabă mea. Și ziceți că... Nu, poate am greșit, poate n-am greșit. Eu știu cum am făcut treaba. Și, din 7-a 11-a... Noi ca și consilier nu avem dreptul să... Dar nu, dar am făcut precizarea, să ne solicitați. Nu personal de mine, mai sunt și alți consilieri, da? Când e o problemă genul așa, doar venim aici și domnul aprobăm și până... Dar e foarte bine că spuneți lucrul ăsta, pot să vă solicit. Și chiar vreau să dăduștem acum... Și nu numai la proiectul ăsta, și la alte proiecte. Nu cred că e nevoie să anunți pe cineva să... situația în care suntem acum. Nu prea mai ierni, polei, gheață, să arunce cineva două lopețe de balast sau de nisip, așa cum fac cei de la Debrețea sau cei de la Deleni, și nu sunt consilieri. Nu cred. Și nu vreau să dau nume aici, am la urechile mele, iar discuții care vin care an, când vine primarul, eu nu știu dacă trebuie să vin să dau nisip. Iată problemă, discutăm. Am arunț acolo antiderapant, am asigurat, am contract cu timpul de zăpezire, nu arunc de zip pe pusare, pe asfalt, pentru că n-am făcut destul de greu și nu știu dacă cândva mai poate cineva să facă drumul, să întrețină. Sunt și alte lucrări de comună, avem un cuvânt destul de greu, să știți lucrul ăsta. Putem să imobilizăm și noi ca și consilier. Domnul primar, sunteți de acord cu mine? Nu este clar. Dacă eu v-aș dă cu domnul de navă... Vreau să facem orice de mers, dar lucrurile să meargă în sensul bun. Sunt nicio formă în altă. Dar sunt revoltat, datorită faptului că undeva am investit niște bani. Și n-a durat decât o săptămână sau două și nu pot să... Că, dacă s-a făcut așa cum ar fi trebuit, chiar că se putea deci. Cât de cât era o utilitară din asta 4x4 și vă spun că poate domnul Zărnescu a făcut utilizarea, zicea acolo pe râpa aia. Uite acolo pe râpa aia, până acolo, uite acolo la izbor. Spune eu că aia era pe râpa aia. Nu, eu am fost cu treaba. Nu, ești bine, spune. Nu, nu-ți bine, mă. Nu discutăm. Aia, pe timpul Ceaușor, că băgau ăștia cu totul, lucrau oriunde zile acolo. Domnul Zărnescu, dacă urmă, nu știu utilitarea aia, salvarea la capul sus. Domnule, eu nu știu ce e acolo. Da, nu știu ce râpă e. Da, nu discutăm asta. Deci, concluzia ar fi următoare, deci, referitoare la proiect, da? Vrem mai mult transparență în ceea ce înseamnă proiectul de investiții, la care să putem participa și noi, atât să știm exact proiectul tehnic, da? Da, să putem supraveghea, da, în oricare măsură, lucrarea respectivă și, de altfel, și modalitățile de plată, și ca termen și... Deci, eu n-am nimic împotrivă. Știți foarte bine că lucrarea aprobată în planul de investiții. Pentru că de altfel, domnul Cumar, ca și părerea de toată treaba asta, a fost o secretizare așa. Niciodată nu e. Dacă facem o referire la orice proiect, nici măcar planul de investiții. Pe niciun lucrare. Este? A fost pus? Da, nu trebuie cu depozitul local, acum poți să fac investiții fără să fie din planul de investiții. Dar nu l-aveți pus la lucrare. Știm cât ce valoare, știi cineva în afară de... Ce e vorba de panou, de investiții. Eu aș vrea, dacă dumneavoastră ați fi de acord, să vezi cu o zi înainte să lucrați pe comisii și atunci să-mi solicitați pe comisii. Nu sunt de acord oricând să mă solicitați. Deci eu sunt de acord aici, pentru că nu am niciun interes să nu vă dau proiectul și să studiați. Absolut niciun interes. Vis-a-vis de recepții și de plată, nu s-a făcut nici plata și nici recepția, pentru că lucrarea e suspendată de săptămâna trecută, dacă nu așa el mi-a venit adresa, nu? Săptămâna trecută. Este de la constructor, pentru că s-a înghețat și nu mai poate turna betonul, mai au deturnat, cred că 5-6, nu știu, 5-6 accese în curți. În proiectul respectiv și cu 6 sau 7 intrări în curți, așa a fost prins. Diferit față de la ce ești acolo, nu e intrări în curți. Da, și e domnul primar, de-aia e bine să ne consultăm și noi când... Da. Bun, precizarea e rog, grupul de la noi la PSD să abține la proiectul ăsta, să doar pe... Păi, dar nu puteți să vă abțineți, pentru că e aprobat de dumneavoastră. Poftim? E aprobat de dumneavoastră planul de investiții pentru bună vedere. Nu, eu nu l-am venit, îți desconsidești că ați aprobat o dată. Nu e nicio tragedie, deci o putem amâna, o discutăm, o să păi analizăm și mai... motivul, domnul, trebuie să scriu acolo motivul care este. Da, motivul este următor. Noi nu l-am analizat proiectul și nu l-am cercetat și atunci...
Cum? Da, o să venim și o să... Poftim? Ați solicitat să votez pe ei și ceva voi interzis să studiați? Proiectul de la... Știți, da, mai sunt care discutăm, proiectul de la Zăbugești. Este care discutăm. Știți foarte bine că e... Știți foarte bine că e... E... Nu, de bază, nu. Nu l-am închis. Deci doar la... Deci celălalt cu partea de finanțare la încălzirii și... Păi, iarăși nu-i bine, că e ori inclusiv aici. Păi, nu-i ori inclusiv, e rectificare pe bănuți pe care ați venit anul ăsta. Cum trebuie să facem? Pe fiecare îmi face un proiect, mai rămân 2 mii de lei la o factură de... Deci noi mai alocăm încă 3 miliarde și jumătate la drumul ăla. Nu alocăm niciun bani. Sunt banii care am alocat anul trecut, anul ăsta, în ianuarie sau februarie. Noi lucrarea n-am apucat cu anii de alege și am apucat ea acum în octombrie, septembrie-octombrie. N-am luat din excedentul pe 2016, deci n-am făcut nicio plată pe factură pe lucrarea respectivă. Pentru a nu lua din decembrie 2016, vă folosim de banii pe care ai primit astăzi, pentru că ar fi aceeași treabă. Eu acum ar trebui să-i bagă în excedent pe toți cei 5 miliarde, 300 și nu știu cât de mii, și apoi să luăm din ei să plătim constructorul. N-am făcut două ședințe, am făcut singură ședință. Și cea mai la îndemână și cea mai fără problemă, da? Mai facem un an, trebuie să facem și anul nou. Păi extraordinar, de ce nu? Asta e. Analizăm practic, practic să aprobă bugetul fără... Nu știu dacă poate să aprobă, de foarte. Aprobăm? Ne facem o ședință. Dăm proiectul. Mă, spuneați oameni, dar nu știu. Nu, 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 nu. Este cineva împotriva? Se abține cineva? Cine se abține? Câte voturi vreau? 6. 6 voturi. Unul împotriva. Și nu trece, nu trece, nu trece. Corect, am discutat. Nu-i fac discutat. Ia zile, dacă vreau de bucă, ce ați luat? Vine, domnul Stoica, ai fi din afară total ședința de conținut, de calificat, da? El nu știe, că uitați cum a zis, ești mântii. O aprobă. Eu nu studiez, să zicem, nu stai ce, nu am voie să mă puteți. Nu, bă, dar aveți voie să veniți la ședința de, înaintea de ședința ordinară, pe comisii, și să veniți pregătiți aici, să stăm să pierdem timpul și schimbăm încă 7-5 comandă de acasă. Da, faceți cum vreți dumneavoastră, n-am nimic împotrivă. Da, să ce le-au procurat. Hai, doi. Aici, cu proiect de hotărâre privind aprobarea contravaloare transport personal didactic și auxiliar aferent lunilor septembrie și... Nu, noiembrie. E greșeală, da. Noiembrie, da? Octombrie și noiembrie, nu? Nu, doar noiembrie. Așa. 4.900 de lei, da. Spune-mi sunteți de acord? Sunt discuții? Este cineva împotrivă? Mai cineva. Proiect privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2017. Inițiator primarul Domnului Heredic. Da. 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 Se văd, cum? Acolo la autovehicule aia este grila? Deci s-a modificat față. Nu. Absolut nimic față de anul trecut. Sunteți de acord? Așa că vei. E un tabel și la care spuneți suma în lei, pentru fiecare grupă de 200 de centimetri cubi în funcție. Nu. Bine, stai cu minte că... Sau fracție din această, din acest tabel. Și după aia încep cam așa, deci... Să înțeleg, autoturismul cu capacitate cilindrică, de exemplu. Un exemplu. Stai că vine domnul Conca. Într-o 1600 și 2000 se înmulțesc, deci, cu 18 și fiecare unitate de 200, asta ar însemna 10. Deci o mașină cu capacitate de 2000 de centimetri cubi
impozitul va fi de 10 ori 18, 180 de lei. Asta înseamnă că e modificare. 180 de lei. O mașină până 2000 de metri, 180 de lei a fost... Nu s-a modificat absolut cu nimic cu asta de anul trecut. Și n-am vrut să specific la auto-utilitare de tabel. Ele sunt conform catalogului din codul fiscal. Exact așa. E o modificare față de anul trecut? Nu, nu există nicio modificare. Nu există nicio modificare la niciun fel de taxă. Dacă nu sunt, nu se modifică? Nu, nu au fost. Deci trebuie să nu avem. Sunteți de acord cu... Cine este de acord? Și ar trebui să ceva? Domnul Toiza, să abțineți? Vreți cineva împotrivă? Eu să abțin. Mi-am obișnuit. Deci v-am ținut? V-am ținut? V-am ținut? V-am ținut? V-am ținut de la taxele și impozitul? Nu știu ce mai trebuie, doar pentru aia 2 milioane, mi-i dau din salari, nu mai vrei să mergi în portat. Dați un pa! Ca să nu mai vrei. Mai e? Da, noi în fășcării așa nu dacă e în originul regulă. Nu trebuie dacă nu. Cu tot respectul care ți-l port, am fost colegi de clasă, îi spate omul în fășcării și nu e normal, ne bate joc de oameni, de comuna noastră, de cei care ne votat. Deci, în primul rând, e munca noastră, domnul Stoica. Nu s-au modificat absolut nimic. Dar ăla care este, nu se face ceva, adică mă certați dumneavoastră că acum că nu că mă abțin, eu care-i problema? Dar te-ți argumentați ceva. Păi, asta a venit cea, că bun, că ce ești fraierul cu ăla, că mă abțin la ăsta, ăsta e dreptul, mă abțin, nu știu atât, nu mai vreau discuții, vreți să ceva? Da, dar crezi că așa e colegiul normal. Păi, dar nu e normal așa. Adică am venit să mă certați. Voi, m-am înțeles. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei de stat de funcții. Organigramei și statului de funcții. Vă spun care sunt modificările. Pentru a vă dat o discuție, te da. Avem un coleg care a absolvit studii superioare în specialitatea studiilor. Drept pentru care în urmă a dat examen de promovare în clasă și se transformă postul din studii medii în studii superioare la compartimentul financiar contabilitate. Da. Se va desfința un post de șofer vacant din cadrul compartimentului de servire și se va înființa un nou compartiment utilizând funcții de gospodărire comunală. Da. Structurat cu un post, funcție contractuală, consilier gradul 1, superioare. Atribuțiile principale ale noului compartiment sunt... monitorizarea activităților de interes local, desfășurarea a serviciilor de utilități publice, privind alimentarea cu apă, canalizarea... salubritatea, transportul public, transportul, distribuția și furnizarea energiei electrice și cam atât. Se păstrează același număr de posturi aprobat, 46. Sunteți de acord cu aprobarea unei grame? Se abține cineva? Împotrivă? Atunci să trecem mai departe. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității planului urbanistic general al Comunei Hilegiu. Planul urbanistic a fost aprobat în anul 2007, iar legea spune că acesta poate fi prelungit cu 5 ani, dar înainte de a se termina, de a ajunge la termen. Deci termenul se împlinește pe 21.08.2007, deci îl vom prelungi până pe 21.08.2022. În această perioadă, urmând a face demersurile achiziției unei firme care să lucreze la noul plan urbanistic general și să obțină toate avizele, pentru că este o lucrare foarte amplă. Și
foarte plăsitoare, din punct de vedere. Ajunge undeva la peste 150.000 de lei. Și atunci am ales să prelungim termenul cu 5 ani, că nu permit acum să cheltuim de jumate vechi pe planul pe punct. Poate că vine ar ajuta, zone poate că le-am transformat din extra brand, din travelan, dar nu putem întreba. Da. Sunteți de acord cu... Cine discuți de tema? Discuții? Da. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Comunei Helegiu, a terenului aferent primăriei Comunei Helegiu. Aici... Dar e vorba de terenul pe care a fost primărie. Nu a fost intervat la vremea respectivă. Nu mai sunt și alte construcții în situația respectivă. Școala de la Tărugești, școala de la Cămin, de la Tărugești, e vorba de teren. Și atunci, pentru a fi incluse în domeniul public, și pentru a se face public în monitor, trebuie să fie invitat un loc. Dacă nu au fost oameni care se revin de cip terenul? Nu, au fost oameni care se revin de cip terenul. Nu, au fost oameni care se revin de cip terenul. Adică nu ne dorim cu cineva în casă? Suntem de acord. Eu, de 37 de ani, ce vreți să fie. Au fost câțiva ani când au funcționat în sediu cu atunci apel. N-au venit boieri. Nu, nu știu nici ca să înțelegem că căminul aparține primăriei și nu aparține pământul sau cum? Nu e vorba de primărie, de semnul primăriei. Ah, semnul primăriei. Este terenul sub... Este intabulat. S-a construit acum 10-12 ani. Dar nu s-a pus intabulat. Și nu era, nu a fost intabulat. Pentru că nu știu ce leabă, nu ies că... Cadastru pe... Și erau costisitoare. Erau și costisitoare. Dar ce, acum să mai puțin. Să mai zic multe, că grăma de bani să dăm. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local de Legiune, adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Se votează modificarea și completarea Comisiei de Evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri municipale în județul Bacău. Inițiator, domnul primar. A fost aprobat în 2014, prin hotărârea 21, a fost mandatată doamna primar de la data respectivă să voteze în adunarea generală contractul de delegare a gestiunii. Având în vedere modificările survenite în conducerea primăriei, vă rugăm să desemnați noul primar care să voteze modificările în contractul de delegare a gestiunii în cazul ADIS. Noul primar? Dar noul primar nu mai poate doamna Bătic să reprezinte Consiliul Local. Dacă... Delegată doamna Japoc și acum ne mai fie primar, trebuie... Sunteți de acord? Și proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană pentru personalul biroului de poliție locală din cadrul primăriei Helegiu. Cum știți, avem birou de poliție locală funcțional, zic eu, în ultimele două luni, de când am mai angajat încă doi băieți. Conform legii, suntem obligați să asigurăm normă de rană. Tot legea ne impune, practic, pe norma la 32 de lei, dar în lege... Trei norme. Da. Nu, e vorba de poliția locală. E 32 de lei. Și spune că și în funcție de bugetul pe care îl avem la dispoziție, am hotărât împreună cu colegii mei să o fixăm undeva, nu știu, nu știu, de 12 lei. Zile care, nu, zile lucrătoare. Zile lucrătoare. Care lucrează. Da, pentru că ei lucrează și în schimbul. Au zile când lucrează împreună cu poliția pe patrulări și a doua zi e liber. Se poate? Da. Acum o lună de zile am avut un incident în care am sunat la poliție noaptea, duminică seara. Și nu aveau pe nimeni disponibil pe care să trimită. Poliție? Poliția locală, da. Au sunat în ore pe... Nu, poftați lucrurile. Poliția de stat, poliția de la Helegiu sau poliția locală noastră primăriei?
Poliția de stat. A? Nu, nu se coordonează primării. Ei iau un grafic nefăcut de noi, de șefii lor, nu știu exact programul, dar cel mai bine e, dacă după orele de program, nu asta unul dă-i un apel unic. La unul drag. Și atunci, sau... din câte știu eu, ei lucrează prin, nu știu, colaborare cu celălalt, cu celălalt ori, e unul de servici. Da, dar care din casă de la Păsăneș, nu știu exact cum s-a luat așa. Oricum, putem de noapte de suntem... Dar... acum în ultimele... În ultimele două săptămâni n-am mai făcut de noapte colegii mei, pentru că am unul dintre ei care e în concediu, unde vă dignă, mă feresc ca în 2016, și atunci a fost necesar ca unul dintre ei să rămână de zi la primărie. Dar până în 1 decembrie am avut și schimburi comune, poliția rurală cu poliția locală. În baza protocolului, chiar nu era, pe care l-am aprobat. Ideea e că e destul de rău ca să spună unul, doi, să spună, domnule, n-avem cine să trimite, poate fi un caz mai grav sau mai puțin grav, da? Da. În principiu nu-i, nu dă bine. Da, adică, sau comună să spui că nu ai cu cine să trimite. Că nu am nici personal și este destul de greu. Eu nu, nu mă transform în apărarea lor. Nici de nu, nu. Dar am văzut că au spus, au spus postul la concurs și au angajat din viața civilă foarte mulți. Și cred că asta e acolo din lista personal și lista personal la nivel național. Și nu numai personal, e vorba și de bani. Mașinile la pensie anticipată acolo. Mașinile de sprafă, cel puțin mașina la GDG-ul, ei sunt orice critică, nu știu, mașină care e tehnică 2007-2008, nu știu ce merg la... Da, dar deja sunt probleme și la ei, ori suplimentare cu... Nu îi plătesc, nu, în fine. Da, nu e ok. Și nu e normal să... Da. Da. Ca și delic, poate fi oricare din nou. Da, cine este pentru? Abține? Să fie rămâne pentru aia să și la punctul 10 cere întrebări. Nu, nu, mai avem un... avem s-a suplimentat cu un proiect de hotărâre privind la aprobarea actului adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Acest document de poziție a fost aprobat de Consiliul Local, cred că în 2014, scrie în, sau în 2013, da, prin hotărârea 57 din noiembrie 2013. Da, și nu trebuie să domnul pentru că... Având în vedere, deci, din acest, vă spun pe scurt ce s-a aprobat prin acest document de poziție. Construcția celulei numărul 2, situat în municipiul Bacău, construcția unei stații de transfer, a unei stații de sortare în Onești, construcția unei stații de transfer pe amplasamentul Berești-Traslău, construcția unei stații de transfer pe amplasamentul Găiceana, închiderea depozitelor neconforme din Onești, Moinești, Comănești, Dărmănești, Târgoviște și Bucuș, achiziționarea de echipamente pentru colectarea deșeurilor reziduale, reciclabile și biodegradabile, achiziționarea unei unități de compostare individuală, achiziționarea unui concasor pentru reciclarea deșeurilor din construcții și demolări, integrarea proiectelor FARE și IPSA în sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Bacău, echipament suplimentar pentru optimizarea instalațiilor de deșeuri existente. Pe parcursul implementării proiectului au apărut modificări în ceea ce privește cadrul instituțional, care au determinat necesitatea actualizării datelor din documentul de poziție. De aceea, actul adițional care este anexat la proiectul de hotărâre cuprinde modificările care trebuie să aprobate. Nu s-au terminat, deci cred că nici investițiile pe care și le-au propus. Dacă faci stații de sortare la unești, poate abia de cost mai puțin și mai mult. Nu, o să fie o problemă cu calculitatea, nu știu ce o să fie, pentru că noi, practic, din ianuarie 2017 trebuie să aderăm la Romprez. Nu o să mai, cred că nu o să mai putem funcționa așa cum funcționa până acum. Deja am o problemă vis-a-vis de oamenii care i-am angajat cei 4 oameni, 3 necalificați, unul calificat, pe care până acum i-am folosit la orice munci, nu doar la salubritate, și la dezăfezire, și acum la Drăgucești, am iar probleme cu apa, la rezervoare.
nu știu ce să facem, o să vedem, ne consultăm împreună, să găsim o soluție care să ne ajute. Poate reușim să mai funcționăm tot pe serviciul nostru, pentru că din câte știu la urmă discuții cu domnul Setu, ar fi trebuit să organizeze o nouă licitație pentru un nou operator. Noi n-am fost prinși în proiectul inițial, cel cu Rompresul pe care l-a câștigat prin licitație. Noi, Helegiu și nu mai știu ce comune, n-au fost cele din jurul Bacăul, dar pentru că aveam serviciu propriu și mașină, n-am fost prinși în prima fază. Nu știu, o să fie acum după 15 ianuarie, cred, sau 17 ianuarie, nu știu când. Eu mi-ar dori, sincer să fiu, să-mi păstrez serviciu. Dar tot la fel, făcând o socoteală și un calcul, că tot e pe hârtie și pe bănuți, cheltuiala nu este foarte mare. Nu este foarte mare. Adică e cam aceeași cu serviciul de astăzi. Pentru că noi, cu serviciul de azi, întreținem o mașină care astăzi are 10 ani. Deja e, m-am plătit cu 250 de milioane reparații anul ăsta și acum mă lasă discul de ambreiaj și am dat comandă, că chiar ieri, iar s-a plăcut de 100 de milioane cu totul. Motorină, care o consumăm destul de mult, trebuie să ducem noi o tumă la Bacău, la Nicolae Bălcescu. Cei patru oameni angajați cu salarii, care la fel sunt destul de mult bănuți. Trăgând o linie la urmă, suntem cam tot pe acolo. Nu știu, vedem ce o fi. O să fie mai greu atunci, pentru că dacă până acum am mai găsit soluții și i-am mai iertat pe unii să-și plătească toate fel de tare, mă refer la cei care au venituri mici sau care locuiesc în zone unde mașina nu poate să ajungă. Exact, aia e problema. Adică da. Solicit omul să plătească prin da. Obligații la primărie, dar așa accesul e. Să-i ridici gunoiul este obturat 100%. Pe de altă parte, mai e o problemă. Eu am ridicat problema asta la Badis și au spus că nu suntem doar noi în situația asta, situațiile sunt peste tot, dar nu specifică nicăieri că dedicarea gunoiului menajer se face din poartă în poartă. Adică acolo unde sunt zone greu accesibile, cu urpiu mare, de exemplu, că nu s-au băgat la mașini cu Euro 6, fac punct de colectare, deci... Dar pentru noi aș fi eu am renunțat la funcție de colectare și am avut-o inițial cu 4 ani din când să fac. Când am văzut că omul vine cu căruța și răstoarnă în starcul respectiv, am renunțat la el. Vă dați seama ce focar de infecție o să fie. Și atunci eu urmăresc dacă vom fi obligați la un moment dat să aderăm la operatorul central, regional. Nu știu, să-mi folosesc în continuare mașina noastră, să mai putem scoate de acolo unde, să nu lăsăm cu o săptămână când vin ei, că ei așa din o săptămână și acoperă întreaga comună, că vin cu 3-4 mașini și termină într-o singură zi. Nu știu, vom vedea, putem atunci în ianuarie. Da, în funcție de ce percepe. Acum avem serviciul nostru și aici la Delen, la Ciușmea, ați văzut că vin cu mașinile, dar stoarnă acolo. Și nu singurul loc. Da, mai spunem și... Dar ce să vă spun că toată lumea aduce la mine la poartă pentru mai jos nu merge mașina. Dacă mașina nu a ajuns într-o zi, nimeni nu mai recunoaște. Deci copilul meu o săptămână s-a jucat în mizerii de altora. Da, s-o brațe. Dar da, știți că v-am sunat doar asta. Și mai e... Și pe fel, că acolo câtă mizerie a dus și câtă grigi. Sau le aruncăm părul, pur și simplu. Eu știu, de la părul la... Și atunci o să avem probleme și pe Tazlău, că am văzut că e jare și pe Tazlău și acolo. Și o să vină mediul și o să vină apele române și o să vină și o să vezi implicarea mea după aceea. Deci cine este de acord cu punctul? Abținem, trecem la dispoziție. Vreau înainte de a trece la alte probleme să-mi spuneți exact ce vreți să pun la dispoziție vis-a-vis de rectificarea de astăzi, pentru că timpul e foarte scurt, o să trebuia să ne întâlnim pe cafea de Crăciun, luni, marți, când e Crăciun. Să avem timpul până... Domnul primar, scurt, proiectul de investiții, evaluarea lor, deci tot ce s-a executat. Nu pot să le scodim, nu trebuie să este studiați aici. Da, cum că ce? Trebuie să rămâne acum. Vă dau ce vă trebuie, uitați pe ele, că eu nu am nimic de spus, transparent. Nu, am ședință. Dar dacă nu mă șel și pe postate și pe... Nu știu. Proiectul tehnic nu, Petru, nu l-am văzut niciodată. Nu știu. Denumirea... Acum știți cum e, eu fac, vreau să o fac. Legea nu îmi spune să fac lucrul ăsta. Știți foarte bine. Deci spune așa, s-aprobă, s-aprobă, cine v-a interzis?
Dumneavoastră veniți la eu sau Minerva, pentru că și el mă dacă ați vă spărați. Dar veniți la ora 2 și îmi spun, că nu-i nimic, nu. Așa credeți, voi, dar eu spun că am 30-40 de operatori pe care trebuie să-i plătesc și nu pot acum, că el mi-a rectificat bugetul. Înțelegeți? Aici e problema. Eu mi-e trebuie să treacă casă de rectificare de buget pe banii care am primit ieri și alaltă ieri, ca până pe 28 când trezoria se închide, să-mi pot plăti oamenii. Și vorba de facturi mici. Aici nu e nicio problemă. Pentru că eu pot să plătesc și astăzi pe cel care trebuie la lucrare, pentru că mi-am aprobat planul de investiții în ianuarie pe banii. Și eu din bucit din eșentul pe 2016 și toți banii merg în 2017 înapoi. Și e aceeași situație. Eu știu cu soluția. Dar eu mă refer la cei care au bani puțini de luat, 2000 de lei, 14, 1400, nu știu, avea domnul contabil o situație, restul de facturi care au rămas în tot anul, pentru că știți că bugetul e pe trimestre și, de exemplu, la combustibil. Am avut în luna iulie o factură de 3000 de lei, am avut doar 2700 și am plătit, au rămas 300 de lei. Ei, pentru acum, la sfârșitul anului, el trebuie să plătească toate facturile astea și să se încheie. Deci, proiectul pe Ulțașesului, da? Vă interesează, da? Da. Okay. Cel de la Drăgugești, ăla cu Dragoane, și eu, proiectul pe Drăgugești, cât este, cât este executat și cât a fost plătit din asta. Care e tot plătit? E 150. Ăla de fondul pe NDR? Da. Pe fondul pe NDR? Da, pe balon, da? Ăla e ceva suport. Dar nu-i gata. Eu trebuie poate am venit la potrivă. Îmi spune să te înveți cu dispoziție. Dar trebuie să ai făcut și până acum a făcut de solicitările pe din. Nu... Eu nu cred că dumneavoastră nu vă amintiți că mai fost solicitările. Sunt sigur. Deci ce trebuie să fac? Să vă sun de un bă, de aviz, vă dau proiectul? Nu, acum o să rezolvăm și că... Nu, asta mă întreb. Deci rămâneți acum cu studiați? Nu. Atunci rămâni la trei zi... Ok, dacă nu mai controlăm la diversii? La diversii... Deci mi-a dat un mălăbion și ghița. Asta veniți când veniți, că după aceea nu mai avem curioasă. Să nu veniți și voi. Nu e nu deci pe 27 ne vedem. Pe 27 ne vedem, nu vă mai spun. Da? La ce oră să stăpim acum? Pentru rectificarea bugetară. La ora... Nu, o facem vineri acum. Păi vineri în folie. Nu putem, pentru că eu trebuie să ajung chiar și la finanțe cu buget. Deci, uite, vă rețetă,
rectificarea bugetului de voturi de cheltuieli pentru anul 2016. Cine este pentru rectificarea bugetului? Cine se abține? Domnul Stoica se abține. Este cineva împotrivă? Nu este. Hai să ne facem urăte acum, nu? Nu, poate mai sunt urăte până ianuarie, să avem un an bun cu toții, Crăciun fericit și să dea Dumnezeu să fim sănătoși. Suntem sănătoși. Venim să vă corectăm, domnul primar. Deci, pe deci mi-am propus și spun sincer să nu fac nimic. Am făcut să zonă cu apa. Deci eu nu mai rezist cu pentru că nu am liniște. La toți termină programul la 4 sau eu știu, atât de două ori pe lună. Când am venit un telefon în continuu, oamenii nu vor să înțeleagă și nu am nicio soluție. Sunt legat de lucru. Dar e defecțiune sau... Deci acum e o defecțiune pe care am depistat-o luni și am rezolvat-o ieri, marți. Dar la seară a fost de-a drumul la rezervor, pentru că au oprit-o trei de la rezervoare de sus, să adune cât mai multă apă și să poată face presiuni și pe teren, gândindu-mă că să nu-ți dau drumul ăla, m-a sunat Costică și cu ceilalți care au curge apă foarte mult pe undeva pe sub rezervor. Să fie crăpat un rezervor, să fie o țeapă, o să înțeleg, nu știu ce se întâmplă, deci nu știu. De data este că apa este puțină. Deci, chiar dacă rezolvă problema, terenul rămâne în continuare cu problemă vis-a-vis de ajutare cu apă. Dar dacă rezolv ceea ce mi-am propus, în concret al proiectul acela cu apa din șâptul Talaș, am făcut totuși, deci, Geo, documentația este la cineva proiect la domnul Montaș, și dacă găsim și finanțare, că de asta mă vorbesc cel mai mult, am spus că în bugetul viitor, cei mai mulți bani vor merge către alimentare cu apă, chiar dacă sunt și alte probleme vis-a-vis de drumuri, avioane, șanțuri și nu mai știu ce, sper să o scoatem la capăt. Nu știu, o să fim, vedem ce se întâmplă, guvernul ăsta nou, în ianuarie, exact din bănuți. Era până la sâmbători acum, dacă unii mai dă măcar sâmbătă. Deci mă adorez, așa cum vreau, azi merge pompa. Deci nu ai ghidă dimineață, că vine bazinul. Ce am făcut? Acolo sunt patru bazine de 50 de metri cubi, 50 de mii de metri cubi, 200 de metri cubi de apă de tot. 200 de tone. Așa, 50 de total. Da. Unul dintre rezervoare, cel care curge, eu nu cred că îți pare rezervorul, că nu are cum, e în pământ. Doar dacă e vreo țeavă, ceva, vă scurge, un supraplin, nu pot să-mi dau seama, că sap acum utilajul acolo, l-am anulat și pe celelalte trei s-au și mărit volumul de apă, pentru că acum doar trei bazine se adună. Spunea Ghiță că băga pompa acolo, la 2-3 de unui client. Deci Drăgugeștiu are rețeaua plină. Este ok. Da. Știi cum și din culo era apă, erau bazinele. Când mă opresc de la viață o zi, mă sunt la Drăgugești când au apă. Când dau la deveni, nu au Drăgugeni. Și tot așa. Și da. Eu, omul care dau telefonul la toată lumea, mă sunt acasă. Dar măcar sâmbătă, așa. Dar vezi că nici într-o singură zi, cum a fost sâmbătă, nu au luat la toți. Sunt cei care stau, uite și povești cu Fănicul, îți găsă de la fața lui. Sunt zonii la Delen, sunt zona de Delen, acolo, pe Rămânța Baciu, unde stă Rămânța Bocari, fata aia, Rămânța Bocari, unde nu ajunge. Să vă jucăm din la noi. Și era un pic mai mult de jumătate, adică eram în jur de 50 de metri cubi de apă, să spun. Da. Dar mai se mai oprește de la Valanș, cum să spun, că dumneavoastră dați ordine să propească. Eu mă duc, probabil că eu încăp încă din alături pe tine, așa? Ar fi bun dacă aș încăpea, că... Îmbrăște-te după ce-am dus. Și în ziua de alegeri, iar așa. Postează unul la DN, pe Facebook. Nu votați PSD-ul, că o plictia trebuie și-a luat. Eu le-am mai zis că și reclama asta mi-a zis că nu cred. Și omul nu te avantajează. Sau o regla. Dacă nu mai sunt probleme și discuții, domnul... Dacă tu... solicitări pentru niște antiderapant de la centru, la Valanș. Uite asta, acolo. În rest, o împrăștie noi. De la centru, la Valanș. La centru, la Valanș. De la poliția mea. Dacă nu mai sunt probleme... Nu e banda bisericii, la da, așa cum. Vrem băcuți la biserică. Lasă ceva de viață sau închidem ședința?
La diversie era cum vedeți dumneavoastră să asigurăm dacă va fi în perioada de asta, de exemplu de astăzi, cu ghez dimineață, să rezolvăm cu drumul să fie cât uși de cât. Deci am avut discuții cu... Noi avem... Am o propunere în sensul ăsta, dacă o să fie... Am discutat cu o firmă care mi-a adus și nisipul de altfel, Marda Construct. Ei aveau o sărăriță pe una dintre bascule. Mașina, e vorba de firma lui Miust Andrei, Mihai Andrei, cum chiar. Dar acum două ori am sunat, îmi spune că anul ăsta nu și-a mai montat-o pentru că nu am mai avut contract cu Bârsăneștiu. Ei nu aveau contract cu noi de sărărizare. Avea cu Bârsăneștiu, pentru că și Bârsăneștiu au utilaj acum de zăpezire, ei nu au contract cu firma respectivă. Dar mi-au promis că în caz de nevoie, atunci când am nevoie, îmi împrumută utilajul, contractul, bineînțeles, să facem în baza unui referat. Numai că ei au antrenament cu sale și eu mă feresc foarte mult de sale de pe drum, știți foarte bine, că la Brătirea n-am dat niciodată și uite că au trecut 10 ani și drumul ăla arată destul de bine acum. O să mă trebuia să fericim în primăvară, dar în mare parte e ok. Mi-e teamă să dau, cel puțin la drumul ăștia acum unui drum încă nu este închis, pentru că s-a turnat până acum câteva luni și nu e închis destul de bine. Dacă sarea intră acolo, la fiecare îngheț de zgheț, ne trezim în primăvară cu găuri și nu știu dacă vom mai putea să-l mai refacem. Propunerea mea a fost așa. N-au terminat. Cei care beneficiază de ajutor social, da? Să le spune, dom'le, în fiecare dimineață, când este înghețat, unul are panta de la Căruva, de exemplu, vorbim la casa de buget. Unul are panta din Fântă, bă, atâta faci pe perioada de ianuarie, da? Luna ianuarie. Prestarea ta către servicii la primărie este întreținerea pantă. Și vă spun că dacă merge dimineața și aruncă 20-30 de lopeți cu antiderapant, cred că este suficient, că nu merge. Da, da. Am la Dungești, cu doi băieți, poate să mă Dungești, dar în regiunea mea am niciun. Și lucrul ăsta nu i-ar lua mai mult de jumătate de ori. Da? Da. Și știm de cine întrebăm, de cine da. Cine și-a da. Deci, chiar a ridicat Valer problema asta, ies-o la trebuie cu el, spuneam să-i ajutăm și vorbim cu ei să vină. Nu ne mai cere și altceva, am perioada de iar, adică alte prestări, da? Și eu cred că am rezumat treaba minimă. Nu, la plătirea nu am venit, nu am bărbați. Nu este. Ba da, este la Luciotan. Cine este? La Luciotan. Nu, după aia va fi greu. Este fata aia, nu știu. Deci luat în calculul ăsta și dacă așa ne-am făcut noi cine sunt, ca să vrem să știu pe vinca. Dacă își cam dacă. Nu, nu, nu. Vă rog, vă rog,